cred în educație în educație fizică și sport cred Să învățăm aruncarea la poartă din săritură Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare șase mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive. Câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener, și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului și anume Pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu, aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, intercepția, pătrunderea, depășirea, sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte, acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de 7 jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. Aruncarea la poartă. Este elementul tehnic prin care se realizează finalitatea acțiunilor de atac, marcarea golului. Ea trebuie să aibă o traiectorie dirijată spre spațiile vulnerabile ale poziției portarului. Aceasta la nivelul trenului superior are același mecanism de bază ca cel al mișcării de pasare a mingii, căreia ei se imprimă forță și viteză de execuție crescute. Aruncarea la poartă În funcție de prevederile programei școlare, stadiului de pregătire ale elevilor și situațiilor de joc se poate realiza prin mai multe procede tehnice, și anume, de pe loc, și precedată de deplasări, care pot fi cu pas adăugat, încrucișat, săltat, din dribling, din săritură și din alergare. Aruncarea la poartă din săritură. Descriere tehnică. Dacă prinderea mingii s-a făcut pe piciorul drept, elevul mai face un pas cu stângul de obicei pentru dreptaci, pentru bătaie, urmat de săritură. 1. Odată cu desprinderea de pe sol, mingea este dusă deasupra umărului drept, iar piciorul drept se ridică cu genunchiul îndoit înainte sau lateral pentru a ajuta înălțarea corpului în aer și echilibrarea acestuia. 2. În momentul începerii mișcării de aruncare, a zvârlire, piciorul drept se întinde printr-o pendulare dinainte înapoi. 3. Mișcarea brațului care trage cu putere mingea și imprimă direcția dorită spre poartă se termină cu accelerarea vitezei de zbor a mingii executată prin mișcarea de biciuire din articulația pumnului. Aterizarea se va realiza pe piciorul de bătaie. 4. Aruncarea la poartă din săritură poate fi precedată de dribling sau după primirea unei pase în timpul pătrunderii. Indicații metodice. După însușirea mecanismului de bază cu un pas, se va trece la elanul cu doi pași și apoi cu trei pași. Pentru elevii care aruncă cu mâna dreaptă, desprinderea se va realiza pe piciorul stâng, respectiv pe piciorul drept pentru elevii stângaci. Sunt la fel de importante fiecare dintre cele trei elemente specifice acestei aruncări, desprinderea, pregătirea brațului, aruncarea propriu-zisă. La început, aruncările se vor efectua fără prezența apărătorilor. Treptat, acestea se vor realiza în prezența unuia sau mai multor adversari, pasivi, semiactivi sau activi. În etapa de perfecționare a aruncărilor la poartă, se va insista pentru țintirea unor anumite zone, spații, ale porții. Structuri de exerciții Formația de lucru. Trei șiruri de elevi plasate în apropierea semicercului de 9 metri pe posturile de interi și centru. Aruncare la poartă din săritură cu elan de un pas, apoi deplasare la sfârșitul șirului. Același exercițiu cu elan de 2 pași, respectiv 3 pași. Exerciții simple pentru dezvoltarea forței explozive la nivelul musculaturii membrelor inferioare. Sărituri ca mingea pe ambele picioare, sărituri simple, alternate cu sărituri cu genunchi la piept, sărituri ca mingea cu depărtarea și apropierea picioarelor în aer, sărituri succesive pe un picior cu pendularea celuilalt înainte, înapoi și lateral, sărituri succesive pe același picior de pe loc și din deplasare, sărituri cu coarda de gimnastică, pas și pas sărit. Structuri de exerciții pentru includerea săriturii în procesul de manevrare a mingii. Pase în doi elevi și apoi în diferite formații din săritură. Acțiune individuală în dribling spre poartă, urmată de aruncare la poartă din săritură. Pase în doi din alergare, urmate de aruncare la poartă din săritură. Inițierea altor formații de pasare a mingii, în care aceasta vine din față, din lateral stânga și dreapta sau din urmă. Greșeli frecvente. Deplasarea mai mult de 3 pași cu mingea în mână. Desprinderea se realizează pe piciorul de pe partea brațului de aruncare, mână și picior de aceeași parte. Aceasta nu se efectuează prin rularea corectă, călcăi, talpă, vârf. După desprindere, trunchiul nu se răsucește aproximativ 90 de grade spre direcția brațului de aruncare cu ridicarea cotului deasupra umărului. Lipsa mișcării de azvârlire, biciuire la nivelul articulației mâinii brațului de aruncare. Piciorul de desprindere nu efectuează o extensie completă la nivelul articulației genunchiului. Celălalt picior de avântare, îndoit la nivelul genunchiului, nu execută o pendulare energică dinspre înainte lateral spre înapoi. Aterizarea se efectuează pe ambele picioare, necoordonarea mișcării segmentelor corpului de-a lungul tuturor momentelor aruncării. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație în educație fizică și sport. Cred.